Astăzi vom învăța despre 9 legi ale puterii psihologice la serviciu și în afaceri. Ești gata? Să începem! Legea numărul 1. Ieși în evidență. Munca în sine nu este mereu apreciată. Dacă vrei recunoaștere, să ai o etică bună a muncii nu este suficient. Faptul că stai peste program poate fi ușor trecut cu vederea. Oamenii care găsesc succesul sunt cei care muncesc din greu, dar primesc și recunoaștere pentru asta. Dacă nu ieși în evidență, munca ta va fi umbrită și uitată, oricât de bun ai fi, așa că profită de fiecare ocazie pentru a-ți dovedi măiestria. Dacă ieși în evidență, îți poți atinge obiectivele înaintea celorlalți. Legea numărul 2. Ascunde-ți adevăratele intenții. Imaginează-ți că îți cumperi o mașină nouă. La reprezentanță, un vânzător îți arată un model de care ești entuziasmat. Spune vânzătorului cât de dornic ești să deții această mașină. Vânzătorul îți cunoaște acum intențiile, așa că nu îți oferă nicio reducere. De ce? Pentru că ai transferat puterea în conversație. De aceea, este foarte important ca intențiile tale să nu fie evidente. Acum să revenim la exemplul nostru. Îți place mașina, dar de data asta te comporți de parcă nu ți-ar păsa. Acum ai tu puterea. Vânzătorul trebuie să te convingă să cumperi de la el. Pentru asta îți va oferi un discount sau accesorii gratuite. Deci, dacă vrei să câștigi putere psihologică, ascunde-ți intențiile. Menține puterea și păstrează controlul la fiecare tranzacție. Oferă suficiente detalii pentru a rămâne interesant pentru cealaltă parte, dar păstrează-ți adevăratele intenții pentru tine. Legea numărul 3. Fapte, nu vorbe. Te poți certa cu cineva mult și bine. Poți să pleci acasă cu victoria morală atârnată de gât, dar câștigând o ceartă, nu obții aproape nimic. Pentru a câștiga putere psihologică, nu-ți pierde timpul cu certuri inutile. Dacă cineva vrea să se certe, dă-te la o parte. Dacă devine defensiv, permite să-și protejeze propriul ego. Dar tu știi că acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele. Comportamentul tău va cuceri mai mulți oameni decât câștigarea unei dispute verbale. Legea numărul 4. Ai grijă la cuvintele tale. Cu cât vorbești mai mult, cu atât ceea ce spui devine mai puțin valoros. Aceasta este una dintre cele mai importante legi ale puterii psihologice. Dacă vorbești doar când este necesar, mărești exponențial puterea cuvintelor tale. Oamenii vor învăța să te asculte, să te ia în serios, le vei câștiga respectul. Dacă vorbești mai puțin, vei evita să faci greșeli neîndemânatice. Mulți oameni vorbesc vrute și nevrute, iar apoi au de suferit. Ei dau detalii sensibile sau fac promisiuni pe care nu le pot respecta. Deci, dacă ești atent la ceea ce spui, eviți aceste greșeli inutile. Te asiguri că fiecare cuvânt este intenționat și cu sens, iar asta îți va oferi un avantaj strategic și putere psihologică. Legea numărul 5. Rămâi încrezător în propriile forțe. Drumul tău va fi plin de obstacole și eșecuri. Norocul tău se va termina. Oamenii îți vor spune să renunți și creierul tău îți va spune că nu mai ai nicio șansă. Dar oamenii care renunță ușor se privează de puterea psihologică. Deci, atunci când cauți să te dezvolți pe plan personal, rămâi încrezător în propriile forțe. Lasă micile succese să-ți întărească valoarea de sine, lasă fiecare victorie să-ți dea curajul de a depăși următorul obstacol. Puterea psihologică nu este doar relația ta cu ceilalți. Este de asemenea modul în care te tratezi și te motivezi. Legea numărul 6. Angajează-ți dușmanii. Prea mulți prieteni te pot opri în drumul tău către succes. Vei avea tendința să treci cu vederea greșelile lor și să ai prea multă încredere în deciziile pe care le iau. Tocmai când crezi că ai încredere în cineva, te înjunghie pe la spate și cariera ta începe să sufere. În loc să fii orbit de încrederea pe care o ai în prieteni, câștigă loialitatea celor în care nu ai. S-ar putea să nu-ți placă dușmanii, dar angajând pe cineva în care nu ai încredere, îți oferă un grad mai mare de obiectivitate. Dușmanii tăi îți vor arăta mai multă loialitate pentru că au ceva de dovedit. Prietenii sunt o parte importantă a vieții tale, dar îți pot fura puterea într-o secundă. Legea numărul 7. Oamenii sunt egoiști. Dacă ai nevoie de o favoare, nu te aștepta ca oamenii să fie altruiști. Oamenii sunt mai predispuși să ajute atunci când au ceva de câștigat. Dacă nu primesc atât de mult cât dau, atunci nu ai noroc. De fiecare dată când ceri o favoare, nu-ți pierde timpul cu bunătatea sau recunoștința. Apelează la propriul interes. Explică-le cum vor fi recompensați. Convinge-i că ajutându-te vor avea și ei ceva de câștigat. Asigură-te că ceilalți știu exact cum vor beneficia în viitor. Atunci când cineva vede un avantaj personal, este mult mai probabil să-ți facă o favoare. Legea numărul 8.
evită să îți creezi obligații. Nu face promisiuni inutile. Angajamentele îi pun pe oameni în necazuri. Te vor prinde ca într-o cușcă. Dacă echipa ta se prăbușește, te vei duce la fund odată cu ei. De aceea oamenii puternici evită să-și creeze obligații. Ei rămân deschiși către mai multe posibilități și perspective. Ei țin un picior în fiecare tabără, astfel încât să poată profita la maxim de fiecare situație. Oamenii puternici rămân mereu în frunte pentru că sunt dedicați unei singure persoane. Ei înșiși. Legea numărul 9. Sprijină-ți superiorii. Dacă vrei să urci pe scara ierarhică, trebuie să înveți să o respecti. Nu încerca să eclipsezi oamenii de deasupra ta. Acești oameni vor fi o treaptă pe drumul tău către succes. Ai nevoie de ajutorul lor. Așa că nu-ți întoarce superiorii împotriva ta. Susține-ți șeful. Fii mâna dreaptă, nu rivalul lui. Când va veni următoarea mare oportunitate, superiorii tăi vor recunoaște și vor recomanda pentru promovare pe cei care le sunt aliați, nu inamici. Uneori, asta înseamnă să-ți faci șefii să se creadă mai deștepți decât sunt. Alteori le vei acorda lor mai mult credit pentru ceva ce în realitate a fost meritul tău. Dar dacă vrei să ai succes, nu uita niciodată să susții superiorii. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să apeși butonul de like și să îl distribui prietenilor tăi. De asemenea, te încurajez să te abonezi la canalul nostru pentru a fi la curent cu ultimele videoclipuri despre dezvoltare personală și profesională. Pe curând!